Care sunt motivele pentru care nu ești frecvent și nu ești perseverent la biserică? De ce lipsești de la casa lui Dumnezeu atunci când poate este rugăciune, atunci când poate este repetiție, atunci când trebuie să faci ceva? Deși cu inima noastră îl iubim pe Dumnezeu, la nivelul minții noastre se dă bătălie. Postul să cunoști toată Biblia, dacă nu o împlinești, este zero bara. Pentru că Dumnezeu niciodată nu-și va călca cuvântul ăsta în picioare. Amin. Ceea ce avem nevoie într-o vreme ca și aceasta este generația noastră să fie o generație sfântă. Haideți să deschidem Sfânta Scriptură în această seară, în Faptele Apostolului, capitolul 2. Vom citi de la versetul 37 și vom conclude în versetul 44, care spune în felul următor. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum. În oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îi îndemna și zicea: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciune. Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Amin. Stimați frați și surori, stimați tineri, stimați prieteni, este un har deosebit că în această dupămasă să putem să fim în locul acesta, aici unde se cheamă numele Domnului, aici unde se numește poarta cerului, aici unde Dumnezeu totdeauna deschide câte o poartă în cer pentru noi, ca prin Duhul Său cel Sfânt El să atingă inimile și viețile noastre. Așa cum spuneam, Domnul mi-a pus un cuvânt pe inimă pentru noi în seara aceasta. Știam că o să vin la dumneavoastră, m-am rugat ca Domnul să-mi dea un cuvânt, cred că este cuvântul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă pentru noi toți, având în vedere și circumstanța și contextul în care noi ne aflăm în generația secolului 21. Unul dintre lucrurile pe care avem nevoie în generația noastră este ca să înțelegem clar felul în care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu lucrează într-o vreme ca și aceasta. Și în introducere vreau doar să vorbesc câteva lucruri despre Duhul Sfânt, despre cine este Duhul Sfânt, ca să începem să eliminăm anumite tipare de gândire și anumite lucruri care n-ar fi tocmai biblice în mințile noastre și să înțelegem de ce în generația secolului 21 unul dintre lucrurile de care noi avem nevoie foarte, foarte mult este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru că când vorbim despre Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, categoric că părerile noastre sunt foarte împărțite. Fiecare dintre noi putem să vorbim în măsura în care am experimentat sau am început să cunoaștem anumite chestiuni despre Duhul Sfânt și bineînțeles că părerile, așa cum spuneam, pot să fie o sumedenie de păreri în funcție de persoana pe care o întreb. Dar în momentul în care vorbim despre Duhul Sfânt, ne uităm în textul nostru, ne dăm seama că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este Cel care naște Biserica lui Hristos și El este acela care în urmă cu 2000 de ani a fost trimis și a început o nouă dispensație pentru noi ca și copii al lui Dumnezeu, adică o nouă eră și un nou fel de a lucra într-un mod inedit, cum n-a mai lucrat în vechime, da? Pentru că în momentul când s-a coborât Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în ziua cincizecimii, nu s-a coborât doar ca primii creștini sau apostolii să fie aceia care să înceapă să vorbească în alte limbi, pentru că lucrul acesta este vital de important pentru noi, dar nu este suficient. Vedeți, foarte mulți dintre noi în momentul când vorbim despre Duhul Sfânt al lui Dumnezeu începem să avem păreri diferite și unii vin și spun: oh, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este o putere. Și Biblia spune că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu este o putere. Alții vin și spun: Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este porumbelul. Și Biblia vine și spune că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu este porumbel. Unii vin și spun: Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este un de lemn. Și Biblia vine și spune că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu este un de lemn. Alții vin și spun: Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este foc. Și Biblia vine și ne spune clar și categoric că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu este foc. El poate să fie simbolizat prin toate aceste elemente, dar el nu este niciuna dintre ele.
Biblia vine și ne vorbește, când vorbim despre Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, trebuie să înțelegem clar și categoric că El este a treia parte din Trinitate. El este Dumnezeu 100%, slăvit să fie numele Său. El este o persoană. Și în momentul când înțelegem că El este o persoană și în momentul când înțelegem importanța Sa și rolul pe care El îl joacă în viața credinciosului, categoric că fiecare dintre noi ne vom dori mai mult și mai mult ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să lucreze în viețile noastre și prin viețile noastre. Pentru că cel care face diferența într-o vreme ca și aceasta este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl împreună cu Domnul Iisus Hristos, care este un împărat, care El este împăratul nostru și care este cel care guvernează, cel care stăpânește, cel care este la dreapta lui Dumnezeu, sunt în împărăția cerurilor. Cel care lucrează și care a creat contextul pentru noi în această seară este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Așa cum spuneam, încă de 2000 de ani, El este acela care a început o nouă dispensație în care El nu face altceva decât îl glorifică pe Dumnezeu Tatăl și este subordonat Domnului Iisus Hristos. El este acela care lucrează în inimile noastre și o să vedem și în seara aceasta din pasajul pe care l-am citit și cât de important este ca lucrarea Duhului Sfânt să nu o marginalizăm, să nu o lăsăm undeva așa, lăsat undeva deoparte și să totdeauna să o împingem, ci să fim oameni care să ne dorim mai mult și mai mult ca Domnul să lucreze în viața noastră prin Duhul Său cel Sfânt. Doamne, ajută la lucrul acesta. Pasajul pe care l-am citit este un pasaj în care apostolul Petru, împreună cu ucenicii, după ce au stat aproximativ 10 zile la Ierusalim, aduceți-vă aminte că timp de 40 de zile ne spune cuvântul lui Dumnezeu, căci Mântuitorul Iisus Hristos, după învierea Sa, timp de 40 de zile s-a întâlnit cu ucenicii și a început să vorbească cu ei lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu și anumite chestiuni pe care ucenicii trebuiau să le facă și să le împlinească. Aduceți-vă aminte că în fapt capitolul 1, versetul 4, Biblia spune: pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Biblia ne vorbește că aproximativ 10 zile au trecut până în ziua cincizecimii, când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a fost coborât peste apostol, peste ucenici, peste cei care erau în odaia de sus, aproximativ 120 de persoane, într-un mod inedit, cum n-a mai fost niciodată până în moment. A fost momentul când Hristos nu face altceva decât își împlinește făgăduințele și promisiunile Vechiului Testament, dar în același timp nu face altceva decât începe să-și nască biserica. Și este momentul acela când lucrarea aceasta începe să ia formă într-un mod deosebit și o să vorbim în această dupămasă de efectele ei. Și în momentul în care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu începe să fie coborât peste ei, la un moment dat au început să se stringă o multitudine de oameni care, în momentul când i-au auzit pe ucenici că vorbesc în alte limbi, au început să se strângă în locul acela. Biblia ne vorbește că în momentul acela unii au venit să spună: wow, oamenii ăștia vorbesc lucrările minunate ale lui Dumnezeu. Alții, tocmai datorită faptului că nu înțelegeau lucrarea, au început să spună alte lucruri și au început să fie așa dispută între ei. Petru este acela care, călăuzit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, se ridică în picioare și pentru prima oară apostolul Petru are o predică și o cuvântare cum n-a mai avut niciodată până atunci și vedem felul în care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu începe să se folosească de omul acesta într-un mod inedit, într-un mod deosebit, într-un mod aparte și Biblia ne vorbește că în cuvintele scurte pe care el le are, încă eu n-am întâlnit un predicator care să predice mai puțin de 3,5 minute, cam atât trebuie să citești tot capitolul, nu 3 minute jumate și undeva 3000 de suflete să înceapă să-L urmeze pe Domnul și să-ți dea viața în mâna lui Dumnezeu. Dar Biblia ne vorbește și așa cum o să vedem în seara aceasta, că la predica și la cuvântarea pe care apostolul Petru o are, la un moment dat au venit oamenii și văzându-L cu câtă autoritate și fiind Duhul Sfânt al lui Dumnezeu cel care a creat mediul acela înconjurător în care a început Dumnezeu să lucreze, a venit la Petru și la ceilalți ucenici și dintr-o dată au început să le pună întrebări ce trebuie să facă. Și în această seară, cu ajutorul Domnului și a Duhului Sfânt, ne vom uita în cuvântul lui Dumnezeu și o să vedem ce face Duhul Sfânt în viața noastră și de ce este important. De ce este important pentru mine, ca și creștin a secolului 21, ca să îmi doresc mai mult și mai mult, ca viața mea să fie o viață care să fie conturată nu de filozofia lumii acesteia, nici de lucrurile pe care le-am dobândit în urma școlilor sau diplomelor pe care
le am, nici în urma cunoștinței pe care am acumulat-o, ci să fie conturată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru că ceea ce avem nevoie, ca și generație, mă repet din nou și o să mă repet în seara aceasta, pentru că vreau bine să ne intre în minte, este ceea ce avem nevoie, avem nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Amin. Vedeți, ca și biserici ne-am dezvoltat, ca și oameni care am știut într-o anumită măsură să creăm anumite contexte, am putut să le facem, dar ceea ce ne lipsește în generația noastră este prezența Duhului Sfânt în viața noastră, în familiile noastre și în biserici, și ne rugăm ca Domnul să lucreze și să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Primul lucru care vreau să-l subliniez în această seară din cuvântul lui Dumnezeu este că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este acela care produce în viața noastră lumină. De aceea avem nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Încă o dată, faptul că vorbim în alte limbi este extraordinar de important, pentru că în momentul acela ne zidim pe noi sufletește. Dar dacă doar vorbim în alte limbi, fără ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să-și desăvârșească în noi lucrarea și fără să facă ceea ce are în vedere să facă, n-am înțeles prea multe și ne putem să ne oprim sau să ne plafonăm doar a vorbi în alte limbi. Dar când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vine în viața noastră, El este acela care aduce lumină vieților noastre. Vedeți, când vorbim despre lumină, trebuie să înțelegem că fiecare dintre noi ne-am născut în întuneric al lumii acesteia. Și întunericul acesta ne-a printat modul de gândire, ne-a printat fiecăruia dintre noi activitățile pe care noi le desfășurăm. Și în mod continuu dorește și perseverent își dorește întunericul ca să lucreze mai mult și mai mult la nivelul minții noastre și să ne amprenteze modul de gândire. Biblia ne vorbește că în momentul când a venit Hristos în lume, El a venit lumina lui Dumnezeu, a venit într-un întuneric absolut, într-o beznă spirituală în care oamenii zăceau. Și în momentul când vorbește Ioan despre lucrul acesta, spune că în el era viața și viața era lumina oamenilor. Adică Dumnezeu este acela care aduce lumină. De ce este important pentru noi ca să primim lumină? Încă o dată, pentru că la nivelul minții fiecare dintre noi se dă o bătălie. Aici este frontul de luptă. Și dacă în momentul în care credem că cunoaștem diferite lucruri sau credem că avem anumite abilități sau așa mai departe și nu lăsăm ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne lumineze, noi singuri putem să mergem spre distrugere, pe panta apostaziei. Putem să ne distrugem singuri viețile noastre, căsniciile noastre, familiile noastre și așa mai departe, tocmai datorită faptului că nu înțelegem felul în care Dumnezeu își dorește să lucreze în viețile și în mințile noastre. Lumina aceasta este vitală pentru noi. Ea nu poate să fie în viața noastră făcută de o altă entitate sau de alte surse. Ea trebuie să fie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este acela care produce lumină în viețile noastre. Aduceți-vă aminte că la un moment dat, pentru cei care iubiți Scriptura și cunoașteți cuvântul lui Dumnezeu, la un moment dat în Luca capitolul 3, versetul 16, Ioan este cel care vine și face mărturisirea aceasta frumoasă despre Hristos. Când vine și spune în felul următor, dar în ultima parte, El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acum, foarte mulți oameni interpretează că focul este încercarea care vine peste credincios. Și permiteți-mi să vă spun lucrul acesta, că nu simbolizează lucrul acesta. De ce? Pentru că oamenii din lume sunt aceia care sunt încercați. Oamenii din lume sunt aceia care au probleme. Oamenii din lume sunt aceia care suferă, care trec prin cancer și tot felul de probleme. La fel ca și copiii lui Dumnezeu. Diferența este că cei care sunt în lume n-au nicio nădejde, niciun ajutor, pe când noi care suntem copiii lui Dumnezeu, Dumnezeu este cu noi și este lângă noi și El este acela care s-a angajat să nu ne lase, să nu ne lese și să nu ne părăsească niciodată, slăvit să fie numele Domnului. Dar în momentul când vorbim despre focul care Dumnezeu l-aprinde în viața noastră prin Duhul Său cel Sfânt, este pasiunea aceea care începe să ardem pentru Hristos. Este pasiunea aceea pe care Dumnezeu o pune în inimile noastre și focul este acela care totdeauna simbolizează că aduce lumină, este dădător de lumină, nu doar că îl încălzește, nu doar că purifică, dar El este acela care aduce lumină. În momentul când vorbim despre Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, trebuie să înțelegem clar că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este acela care aduce lumină în viețile noastre. Puneți întrebarea aceasta:
Ce te luminează pe tine într-o vreme ca și aceasta? În momentul când trebuie să iei o decizie, în momentul în care trebuie să faci o hotărâre, în momentul când trebuie să faci un lucru oarecare, ce te luminează? Ce-ți luminează modul de gândire? Pentru că dacă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu luminează mintea ta, pentru că aici produce lumină la nivelul minții, înseamnă că ești luminat de alte surse. Poți să fii luminat de prieteni, poți să fii luminat de anumite învățături pe care le-ai primit, de anumite filozofii, poți să fii luminat de anumite chestiuni pe care diavolul într-o vreme ca și aceasta le promovează, da, dar poți să existe tot felul de lumini care să vină la nivelul minții tale și să nu fie din sursa lui Dumnezeu, ori poți să fii luminat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu lucrează în viața noastră, El este acela care ne luminează și lumina pe care El o duce nu este una tulbure, nu este una care să începem să bâșbâim, nu este una care să aducă confuzie, nu este una care să înceapă să nu știm ce trebuie să facem. Când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne luminează, noi știm bine și categoric ce trebuie să facem. Uitați-vă ce spune pasajul respectiv. Când Petru vorbește, la un moment dat oamenii care îl ascultă și ascultă cuvântul lui Dumnezeu, pentru că era un mediu înconjurător creat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu era prezent, activ în locul acela, oamenii respectivi au venit la Petru și la ucenici, spune cuvântul lui Dumnezeu, după ce au auzit aceste cuvinte, versetul 37, au fost răpuși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Cu alte cuvinte, dintr-o dată și-au dat seama de starea pe care o aveau. Își au dat seama că de fapt viața lor nu era bună. Majoritatea dintre ei erau iudei, unii dintre ei erau prozeliți. Prozeliții erau neamuri care au aderat la religiunea iudaică, care printr-un ritual au devenit iudei. Și oamenii aceștia îl venerau pe Dumnezeu ca și dietate, ca și entitate, și Dumnezeu era Dumnezeul lor. Și acum imaginați-vă că pentru un evreu spunea că de fapt ei dețin adevărul și ei sunt aceia care au cheia cunoștinței. Și în momentul în care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a început să-i convingă, ei au venit la apostol și au spus: oameni buni, ce să facem? De ce? Pentru că la nivelul minții a început să se producă lumina necesară pentru a putea să fie canalizați acolo unde trebuiau. Acum revenim la noi. Care sunt motivele pentru care încă nu te-ai întors la Domnul? Care sunt motivele pentru care încă nu te-ai botezat? Care sunt motivele pentru care încă nu ți-ai dat viața în mâna lui Dumnezeu? Că te-a luminat Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Categoric că nu. Pentru că la nivelul minții tale se dă o luptă și în momentul în care nu lași ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să contureze ceea ce a început în viața ta, vei merge pe ușile acelea. Adică în momentul în care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu te convinge că trebuie să încheie legământ cu El, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu te convinge că trebuie să schimbi sensul vieții, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu te convinge că mai trebuie să elimini anumite lucruri din viața ta, iar tu pleci pe ușile bisericii fără să faci hotărârea pe care trebuie să o faci, vei merge afară, vei începe să intri în contextul prietenilor sau a familiei, a lucrului sau așa mai departe, a business-ului și o să-ți dai seama că n-o să mai ai dorința cea arzătoare în inimă să faci ceea ce Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ți-a pus în inimă să faci. De ce? Pentru că lumina aceea va începe să fie năbușită de activitățile în care noi activăm și ne dăm seama că ne trezim că nu mai am așa de multă pasiune ca să mă botez, nu mai am așa de multă pasiune ca să viu marți seara la rugăciune, nu mai am așa multă pasiune ca să fac lucru de care am fost convins de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De ce? Pentru că la nivelul minții noastre se dă o bătălie. Iar diavolul este acela care vrea totdeauna să năbușească la nivelul minții tale ceea ce Dumnezeu luminează. De aceea când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne luminează, fiecare dintre noi să luăm hotărârea aceea și să o pecetluim ca să putem să facem ceea ce Dumnezeu își dorește. Doamne, ajută la lucrul acesta. Vedeți, apostolul Pavel la un moment dat vine și spune în felul următor în Romani capitolul 9, versetul 1: spune adevărul în Hristos nu mint. Cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor. Atenție, cine lumina pe Pavel? Pavel nu era luminat nici de filozofia pe care a învățat-o la picioarul lui Gamaliel, nici de teologia pe care a învățat-o la picioarul lui Gamaliel. Ci Pavel era luminat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu era nici de laici din vremea aceea, nici de stoici din vremea aceea, nu era luminat de absolut nimeni. Pavel era un om care era luminat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu era acela care îi lumina cugetul.
în vremea noastră, foarte mulți oameni spun că, oh, eu sunt luminat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dar ne dăm seama că unii dintre ei, sărmanii dintre ei, nu pot să fie luminați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, tocmai datorită faptului că deciziile pe care le-au luat sau faptele în care trăiesc nu sunt ceea ce de fapt spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru că încă o dată, când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne luminează, El totdeauna ne va canaliza pe calea lui Dumnezeu și vom face ceea ce trebuie să facem. Doamne, ajută la lucrul acesta. La un moment dat, într-un sat s-a întors la Dumnezeu unul dintre cei mai răi care era în satul acela. Ăsta era cuțitașul satului. Ăsta când se îmbăta, toată lumea fugea de lângă el. Și toată lumea dispărea din jurul lui că știa că ăsta e cel mai rău din sat. Și respectiv om s-o întors și el la Dumnezeu. Și-o vin la biserică și-o zis, frate pastor, acum zice, m-am întors la Domnul, acum pune-mă și pe mine cu un îndemn la biserică. Fratele s-o uita la el, mă zice, încă nu ești chiar pregătit pentru asta, stai liniștit acolo pe bancă și zice, să vedem cum o să decurgă lucrurile în viața ta. La un moment dat, după câteva săptămâni, zice, frate, pastor, zice, acum puneți-mă și pe mine, zice, undeva acolo la ușă, zice, măcar să fac și eu ceva în biserica asta. S-o gândi pastor, mă, zice, de-l pun pe ăsta la ușă, nu mai intră nimeni în biserică. Ăsta, după ce intră toată lumea în biserică, pun la ușă, că nu mai iese nimeni, nu? Cam așa ar trebui cu unii, nu? Ca să nu mai o taie din biserică, nu? În timpul slujbei. Tot s-o gândit păstorul, zice, mai stai liniștit. El a zis, dar frate pastor, a trecut atâta vreme acum, hai, zice, fă ceva cu mine. Tot s-a uitat păstorul, el l-a supravegheat și a zis, mai stai. La un moment dat, a nostru s-a supărat și odată când a fost așa o rugăciune așa fierbinte, la un moment dat a încetat rugăciunea și a început el să se roage. Și a început să se roage cam așa. Doamne, arată-mi cine te-a supărat că bag cuțitul în el. La un moment dat, tot a fugit de lângă el, știți? Că așa, noi de multe ori susținem, Domnul m-a luminat, dar nu te-a luminat, Domnul, ascultă-mă, câtă vreme nu este în cuvântul lui Dumnezeu. Domnul nu luminează în felul acesta. Dumnezeu totdeauna te va lumina spre viață, Dumnezeu totdeauna te va lumina să faci ceea ce trebuie să faci. Pune-ți întrebarea aceasta, cât din viața ta, cât din slujirea ta, cât din lucrurile pe care le faci, sunt sub lumina Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este acela care totdeauna ne va lumina în adevărul Său. Niciodată nu ne va lăsa să o luăm razna. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu. La un moment dat, Mântuitorul Iisus Hristos venea și spunea în Ioan capitolul 16, versetul 13, când va veni Mânghietorul, adică Duhul Sfânt, da? Adică a treia parte din Trinitate, da? El are să vă călăuzească în, spuneți noastră, 75%, 50%. La noi merge și cu jumătăți de măsură, nu? Nu. Când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vine, ne va călăuzi în tot adevărul. Cu alte cuvinte, te va lumina 100%, pentru că în El nu este întuneric. El este acela care totdeauna te va duce la Scriptură și îți va spune lucrurile care trebuie să le faci. Acum revin la întrebarea asta, că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu mă pune să vă întreb. De ce nu te-ai botezat până acum? Care sunt motivele care te împiedică să te apropii de Dumnezeu și să te botezi? Ce te împiedică să te botezi? Care sunt motivele pentru care nu ești frecvent și nu ești perseverent la biserică? De ce lipsești de la casa lui Dumnezeu atunci când poate este rugăciune, atunci când poate este repetiție, atunci când trebuie să faci ceva? Care sunt motivele care te împiedică să te implici în lucrarea lui Dumnezeu de aici, de la poarta cerului? Pentru că toate aceste lucruri și lista aceasta poate să continue, sunt lucruri care vin la nivelul minții noastre și diavolul nu face altceva decât noi, deși cu inima noastră îl iubim pe Dumnezeu, la nivelul minții noastre se dă bătălie. Și dacă nu știm să gestionăm lucrurile acestea, putem să mergem încet, încet pe o altă pantă. În urmă cu ceva timp la consiliere, la noi, la Orșova, a venit o soră, o doamnă, împreună cu soțul ei, cu copilul și cu fratele ei, care era un slujitor, un pastor într-o altă biserică. M-au sunat și zice, vrem să venim cu sora mea până la tine, frate Dariu, să vă rugați cu echipa pentru ea. Și a venit și am stat de vorbă puțin cu ea, stătea aici undeva în fața mea, soțul ei era undeva în stânga împreună cu copilul, fratele ei care era un păstor, un slujitor al lui Dumnezeu, stătea undeva lângă ea și la un moment dat a început ea să îmi spună, zice, frate Darius, eu, zice, cunosc mai mult de jumate din Noul Testament pe de rost. Și a început a noastră să-mi spună de, da, 1 Tesaloniceni pe de rost, 2 Tesaloniceni. La un moment dat zice, hai, zice, că spun și din Vechiul Testament. A început, da, cu Psalmul 20, pe ăsta știam și eu, Psalmul 23 și pe ăsta, Psalmul 91. Dacă nu a început cu Psalmul 119, a început să mă piardă.
Și m-am uitat la ea așa dintr-o dată, mă zic, asta știe mai multă Biblie decât mie, eu că așa în gândul meu. Dar la un moment dat zic, dar totul, zic, pentru ce ai venit aici? Zic, dar ești cunoscătoare de Scriptură așa de mult, zic, pentru ce ai venit aici? La care dintr-o dată, cum stătea aici undeva față, zice, îl vezi pe tutare, da, zic, pe soțul tău. La care ea zice, nu-i mai soțul meu. Nu auzi, dar ce ești așa mirgășeză? Cum adică nu-i soțul tău? Nu mai zice că nu mai mi-l trăpăsa, cum am pe altul. Eu zic, când am auzit eu, mustre-te, Domnul să te mustre. Cum adică l-ai pe altul, eu către ea? La care ea către mine zice, hai să spun ceva, zice. Eram într-o zi în biserică și zice, o venit unul și o tras de acordeon, de o zbura smalțul la acordeon, zice, când am văzut cât de mândru și de nealcoș cântă, zice, m-am îndrăgostit de el. Eu, hai, mustre-te, Domnul, eu când am văzut-o, ce ai făcut? Ea către mine, dar zice, ce zice, m-am îndrăgostit de el. Eu zic, da, tu îți dai seama că ceea ce faci, zic, e împotriva Scripturii și adevărului Dumnezeu. La care se uitea către mine și zice, stai liniște, frate Dariu, zice, Dumnezeu îmi cunoaște inima mea, așa că Dumnezeu să facă cum vreau eu. Când am auzit asta, mi s-a ridicat apa la 180 de grade și am luat o turbo diesel pe benzin și am zis, mustre-te, Domnul, să te mustre, în veac pomenirea. Zic către apostol să cunoști toată Biblia, dacă nu o împlinești, este zero barat. Pentru că Dumnezeu niciodată nu-și va călca cuvântul ăsta în picioare. Amin. N-a zis să-ți amin. Știu că înghiți încă greu. Dar niciodată, pentru că ai ochii albaștri sau căprui sau mierăi, ascultă-mă bine, niciodată Dumnezeu nu va călca cuvântul ăsta în picioare. Cuvântul acesta este cuvântul lui Dumnezeu și ăsta rămâne în picioare pentru toate generațiile, amin. Și noi trebuie să înțelegem, când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne luminează, niciodată nu ne va face să o luăm pe partea apostaziei. Niciodată nu te va face ca să o iei și să faci altceva, pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu are să te lumineze și să te călăuzească în tot adevărul, ca să poți să fii o mărturie, ca să poți să fii un copil al lui Dumnezeu care se semeni mai mult și mai mult cu Domnul. Doamne, ajută la lucrul acesta. Un al doilea lucru învățăm din textul acesta. Biblia ne vorbește că la un moment dat oamenii ăștia au fost luminați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și au mers la Petru și la apostol și au spus, oameni buni, ce să facem? Pentru că asta face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Totdeauna va începe să te canalizeze pe voia lui Dumnezeu și pe drumul lui Dumnezeu. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat apostolul Petru este acela care vine și le spune versetul 38, dacă poți să-l pui sus, te rog frumos. Uitați-vă ce le spune. Știu că cuvântul ăsta este destul de iritant pentru noi, nu prea ne place, zice, pocăiți-vă, dar nu-ți pocăit acum. Păi nu! N-a zis niciun om, da, știu că așa nu ne place, mai ales când ne spune ceva, zice, nu, trebuie să-i pocăiești, dar nu m-am pocăit odată. Foarte mulți înțeleg că pocăința a fost atunci când am intrat în apa botezului și nu. Pocăința este un proces. Un proces continuu până vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu. În fiecare zi noi trebuie să ne fim cu fața îndreptată spre Dumnezeu și cu spatele spre lume și în fiecare zi trebuie să perseverăm în lucrurile în care Dumnezeu ni le-a încredințat și trebuie să mai schimbăm anumite lucruri în viețile noastre. Oamenii aceștia, spune cuvântul lui Dumnezeu, că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu i-a ajutat ca să poată să înceapă ceea ce aveau de făcut în viața lor, adică procesul de pocăință. Știți, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este singurul care te va ajuta să lupți împotriva păcatului. Când vorbim de păcat, vorbim de unul dintre cele mai puternice domenii sau cei mai puternici domnitori care a fost vreodată și care există. Păcatul este domnitorul acesta care până la Domnul Iisus Hristos n-a fost biruit de nimeni. Niciunul din prorocii Vechiului Testament, niciunul dintre împărații Vechiului Testament, niciun dintre oamenii a Vechiului Testament nu a fost oameni care se poată să biruiască păcatul. Singurul care a biruit păcatul este Domnul Iisus Hristos, lăudat să fie numele Domnului. Câtă vreme vei încerca să birui păcatul prin propriile tale putere, nu o să poți. Vei fi un falimentar și o să falimentezi, o să falimentezi, o să falimentezi. Pentru că nu există, fără de Hristos, să poți să biruiești păcatul. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Petru capitolul 2, versetul 24. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcat, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui am fost tămăduiți sau vindecați, da? De păcat. Deci păcatul nu poate să fie biruit și niciunul dintre noi nu putem să biruim păcatul prin propria noastră putere. De aceea avem nevoie de cineva care este mai puternic decât păcatul și avem nevoie de cineva care
care a biruit păcatul și acesta este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, mărit să fie numele Domnului. El este acela care ne ajută în viața de zi cu zi să putem să ne împotrivim păcatului. Pentru că păcatul este acela care totdeauna va veni în dreptul fiecăruia dintre noi. Și acum nu vorbim doar de păcatele acelea mari de care toată lumea fuge, nu, vorbim și de păcate mici. De aceea apostolul Pavel vine și îi vorbește în cartea Efeseni, capitolul 4, versetul 20, să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți. Și acolo el vine și spune, orice răutate, orice răzvrătire, da, orice lucru, să-l înlăturați din viețile voastre și să-l dați la o parte. Cred că am greșit eu puțin referința, da, Efeseni, capitolul 4, versetul 30, mă iertați, da? Versetul 30, da? Și vine și ne vorbește clar și categoric, da? Să nu tristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Și versetul 31 vine și spune fermător, orice amărăciune, uitați ce întristează pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, orice iuțime, numai noi știm cum e zboară muștarul, până intersecții, pe drumuri, prin case, nu, pe la noi, în școli și așa mai departe, la lucru și mai la telefon și să nu mai continuăm cu lista, că noi știm cum suntem de multe ori, așa. Atenție! Orice strigare, orice clevetire, orice răutate să piară din mijlocul vostru, lucruri de care noi nu prea vorbim. Dar sunt lucruri care nu poți să le biruiești. Știi de ce? Pentru că de cele mai multe ori suntem goi de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu începe să lucreze în viața noastră, începem să ne pocăim, începe procesul de pocăință în viața noastră, pentru că pocăința, stimați prieteni ai casei lui Dumnezeu, nu este să schimbi religia. Că noi nu vorbim aici despre religie, noi vorbim despre relație. În momentul când vorbim despre Hristos, noi nu vorbim că noi începem să intrăm într-o religie, da? Ci noi vorbim despre relația pe care începem să o avem cu Hristos, cu Dumnezeu Tatăl prin Domnul Iisus Hristos, ajutați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne ajută să putem să ne împotrivim împotriva păcatului. În urmă cu ceva timp vine la mine o domnișoară și zice, domnul Dariu, zice, haideți să vă spun ce am făcut eu pentru Dumnezeu. Am zis, surprinde-mă. Era de aici, din Timișoara, de la dumneavoastră, fratele Eusebiu spunea, de capitala, da, culturii, să facă Domnul Iisus și da, ci să înceapă trezirea, amin, așa se facă Domnul, nu că doar împărăția lui Dumnezeu este vorba despre cultură, că împărăția lui Dumnezeu are propria ei cultură și o găsim aici, în cuvântul lui Dumnezeu, Domnul să-i ajute la lucrul acesta și dacă totuși a început revoluția de aici, de la Timișoara, de ce să nu înceapă și trezirea de aici, de la Timișoara? Că Domnul poate să facă lucrul ăsta, numai pentru asta trebuie să ne punem la dispoziția Domnului și pentru asta trebuie să facem ceea ce trebuie să facem, Domnul să-i ajute. Și domnișoara respectivă vine la mine și zice, Domnul Dar eu zice, hai să spun ce a făcut eu pentru Dumnezeu. Zice că am intrat și am absolvit la Academia de Poliție și zice, am luat cea mai înaltă notă și ca respect pentru Dumnezeu, zicea către mine, aici în centrul Timișoarei, la catedrala din centru, când am văzut catedrala, m-am pus pe genunchi, zice, am traversat așa drumul până la catedrală, am început să urc scările pe genunchi, da? Domnișoară de 27 de ani, care absolventă Academiei de Poliție și zice, am intrat acolo și am început să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru faptul că a fost acela care m-a ajutat să fac și să reușesc ceea ce mi-am propus. M-am uitat așa la ea, cum vă uitați voi așa la mine, holbați, așa, mă uitam și eu la ea cu ochii mari, mă holbam la ea și zic, tu crezi că l-a impresionat pe Dumnezeu? La care a dintr-o dată mai tare, zice, dar cum să nu impresioneze? Zice, pe cine ați mai văzut dumneavoastră, zice, să facă așa ceva? Apoi așa, zic, că trebuie să lipsească ciripurile de pe casă să faci așa ceva. Înțelegi? Dar zic, adevărul. Dar zic, tu cum crezi că l-a impresionat pe Dumnezeu câtă vreme, zic, tu trăiești cu prietenul tău în același apartament? Și trăiesc, zic așa, zic cu el în concubinaj, zic, tu crezi că îl impresionezi pe Dumnezeu? Adică dai la o parte lucrurile astea ca să-l îmbunezi pe Dumnezeu să faci ceva, dar Dumnezeu nu are nevoie de așa ceva. Dumnezeul nostru, așa cum am cântat și o să vedem imediat care este sfânt, are nevoie de oameni care să fie puși deoparte pentru el și oameni care să începem să ne împotrivim păcatului care vine abuziv în viețile noastre. Vedeți, dar pentru asta avem nevoie de un ajutor. De-aia n-ai putut să birui până acum păcatul și de-aia ai fost falimentar și am fost falimentar. De fiecare dată când am fost falimentar, n-a fost datorită faptului că nu l-am iubit pe Dumnezeu,
Și am fost falimentar pentru că am fost goi de prezența lui Dumnezeu. Am fost goi de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, pentru că singurul care ne ajută să putem să rămânem în picioare după ce vom birui totul, este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Domnul să-i ajute la lucrul acesta. Uitați-vă ce frumos apostolul Pavel vine și vorbește în cartea Efeseni și vine și spune în Efeseni capitolul 6, spune în felul următor: de aceea luați toată armătura lui Dumnezeu, adică toată armătura, adică fiți îmbrăcați cu Hristos. Asta vrea să spună apostolul Pavel. Da, Efeseni capitolul 6, versetul 13, și vine și spune că să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți birui. V-am pierdut, nu v-am pierdut? Totul! Amin! Păi știu că este greu să spunem totul când noi suntem falimentari. Eu știu că ne este greu să spunem că trebuie să biruim totul când noi biruim la 75%. Dar de ce biruim 75% când totul trebuie să fie biruit? Tocmai datorită lipsei Duhului Sfânt în viața noastră. Uitați-vă ce se întâmplă când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu lucrează în viața noastră în plinătatea sa. Când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu lucrează în viața noastră, încep să fugi de păcat. Faci ceea ce apostolul Pavel îi zicea lui Timotei, zice: ferește-te de orice ți se pare că este rău. Nu de ce este rău. Știți, noi, cam așa mi se pun cele mai multe întrebări când mă duc la conferințe de tineri și nu numai. Da? Frate Darius, până unde pot să mă duc? Până unde e limita cu păcatul? În prietenia cu prietena și cu prietenul? Păi ce străbă prieten și prietenă la 16 și la 17 ani? Pentru ce vrei să arzi? Eu le spun la ăștia, deștepți ăștia, bă, zic, sunteți gata să vă căsătoriți? Păi nu, zice, dar prietenim și ne cunoaștem. Păi mustre-vă, Domnul, pentru ce să vă cunoașteți? Tătă ziua să vă cunoașteți, nu? Păi nu vă cunoașteți suficient că tătăți a butonat telefonul ăla până făceți febră la degete, nu? Că ăștia-s mușchiulos tăți la degete, numai uitați-vă la degete lor să vedeți ce degete au cum butonează tătă ziua. Mai și vrei să arzi înainte de termen. Păi câtă vreme nu ești, da, responsabil, câtă vreme n-ai un job, câtă vreme n-ai o casă, câtă vreme n-ai ce să asisti. Stimate domnișoare, dar nu vă lăsați impresionați acum de declarațiile astea așa, nu? Da, eu știu despre ce e vorba. Lăsați-i în pace. Dacă nu-l vezi cu Biblia la biserică, dă-i pace. Dacă nu-l vezi marți seara, până nu vii să vorbești cu păstorul, să spună el și să dea el girul, nu fă nimica, pentru ce să faci? Că asta e realitatea, trăim într-o generație care ne place să ne compromitem fără să ne dăm seama că compromisul nu face altceva decât deschide ușa la diavolul și vine diavolul și ne lovește. Și apoi ne căsătorim și zicem: da, frate, nu mă mai înțeleg. Dar de ce? Păi zice, na, oricum ne-am fost cu minți, oricum ne-am făcut, oricum am avut fiecare dintre noi bagajul. Păi nu intra în căsătorie până nu te eliberează Domnul de lucrurile pe care... Da, trebuie să te elibereze. Că mulți zic, auzi, zice, mă căsătoresc că scăp de cutare. Și nu scapi. Nu scap. Dacă Domnul te scapă înainte și dacă nu ești un om care să fii plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, nu o să scap. Și intri în căsătorie și nenorocești și viața ei și nenorocești și viața lui și vă nenorociți viețile pentru că ai intrat în căsătorie cum nu trebuie. Nu, așa, nu știu cu ei vorbește Domnul, știu că Domnul vorbește. Nu o zic nimeni amin. Amin. Nu atât căsătorii ce zic amin. Și adică, așa e că... Știm că noi am dat-o cu capul în bară, nu? Că ori de câte ori am dat-o cu capul în bară, n-am dat-o că am fost plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Am dat-o cu capul în bară pentru că, da, am luat deciziile care nu sunt bune, dar vedeți, Dumnezeu este acela care a spus că noi trebuie să biruim totul. Știți, vine apostolul Pavel și spune aici, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea, face referința aceasta. Când e ziua cea rea? Astăzi a fost o zi rea, mâine va fi o zi rea, poi mâine va fi o zi rea, în fiecare zi va fi o zi rea. Nu din punct a vederii că nu suntem copiii lui Dumnezeu, ci dintr-o luptă care se dă în dreptul fiecăruia dintre noi. Apostolul Petru vine și vorbește așa de frumos în 1 Petru capitolul 4, dacă nu greșesc, da, 1 Petru capitolul 5. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 8. Vine, spune felul următor: fiți trăiți și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, da, diavolul, dă târcoale ca un leu care râgnește și caută pe cine să înghită. Strategia diavolului este în felul următor. De-aia zice cuvântul lui Dumnezeu că noi suntem o priveliște, da? Pentru împărăția lui Dumnezeu și nu numai. Noi suntem o priveliște pentru lumea văzută și lumea nevăzută. Pe lângă faptul că Dumnezeu este acela care se uită la noi, mai se uită și împărăția întunericului, diavolul care este dușmanul sufletelor noastre. Și diavolul este acela care inspectează. El, înainte să-ți dea o lovitură, el este acela care totdeauna va analiza ființa ta. Va vedea unde ești falimentar, care sunt slăbiciunile din viața ta, unde ești așa neorânduială, unde sunt lucrurile care te descalifică, care sunt gesturile, care sunt momente
talentele, care sunt lucrurile care te descalifică ca și persoană, și acelea le va studia, pentru că dă târcoale ca un leu și apoi va începe să lovească în ființa ta exact acolo unde ești falimentat. De aceea, ca și copii al lui Dumnezeu, noi trebuie să înțelegem că ajutorul pe care Dumnezeu ni l-a dat și ni-l dă este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care în mod continuu și activ luptă în viața noastră împotriva puterii demonice și ne ajută ca să rămânem în picioare după ce vom birui totul. Fără de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, misiunea de a rămâne fără de păcat este imposibilă. N-ai cum să trăiești. Dar în momentul când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vine în viața ta, chiar dacă poți să mai clachezi, chiar dacă poți să mai greșești, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu va fi acela care va începe să lucreze la nivelul minții tale, va duce lumină și lumina aceea îți va da capacitatea și puterea ca să poți să începi să te împotrivești. De aceea Iacov vine și spune în Iacov capitolul 4 versetul 7: supuneți-vă dar lui Dumnezeu, adică rămâne sub autoritatea lui Dumnezeu, autoritatea lui Hristos, autoritatea bisericească, autoritatea de care este în biserică, apoi autoritatea familiară și așa mai departe. Adică rămâne, supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el ce o să facă? O să te iubească mai mult. Păi oricum el ne iubește, mustră Domnul să-l mustre. Noi trebuie să-l urâm. N-au zis iar inimea mea, Doamne, te vă pierd, sau acum vă concentrați la ce vă spun eu. Nu? Dar vine cuvântul lui Dumnezeu și spune: împotriviți-vă diavolului și el ce o să facă? Va fugi de la voi. Cu alte cuvinte, noi avem capacitate din partea lui Dumnezeu să ne împotrivim diavolului. Noi avem autoritate din partea lui Dumnezeu să ne împotrivim diavolului. Pentru aceasta trebuie să ne păstrăm viețile fără de compromis. Trebuie să fim oameni care să trăim fără de compromis. În urmă cu, nu mai știu când a fost la voi ultima oară la tineret, în ianuarie. Așa, la începutul lui ianuarie, le spuneam tinerilor și vă spun și noastră, în urmă cu ceva timp la noi la biserică a venit un tânăr adus de păstorul și de diaconul bisericii. Înainte să-l aducă la biserică m-au sunat și zice: frate Darius, avem aici un tânăr care azi noapte împreună cu doi tineri trăiau așa în compromis și trăiau așa cu Dumnezeu la o stare din asta căldicică și zice, au mers aici pe un deal undeva să se roage și pe la ora 12 spre 1 unul dintre ei a auzit o voce în care au spus că este Dumnezeu, este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și o porunci să scoată ochii ca să fie plăcut înaintea lui Dumnezeu. Și respectivul tânăr, când a auzit că perseverează vocea aceea la nivelul minții, a început să-și bage degetele în ochi și a început să încerce să scoată ochii. Ceilalți doi, când l-au văzut, s-au speriat și au încercat să-l oprească, la care el zicea, mă, zice, hai ajutați-mă să-mi scot ochii, că numai așa pot să fiu plăcut înaintea lui Dumnezeu. Trăia în compromis. Era așa, știi, și cu biserica, duminica, dar peste săptămână să și droga, mai și consuma puțin alcool, mai și câte o țigară, mai și o puțină pornografie și așa mai departe, și credea că duminica se spală tot și se rezolvă tot, ca din nou să poată să continue ciclul în care era. Pentru că asta vrea diavolul, să ne mințească la nivelul minții. La un moment dat, unul dintre cei care erau acolo a fost mai năzărit așa un pic la minte și zice, mă, zice, hai, zice, că fii atent, eu te ajut să scoți ochii. Dar prima oară merge la maică ta, să o vezi pe maică ta și pe soră ta, pentru că în urmă cu 2 luni de zile ți-ai pierdut tatăl, și zice, să ai imaginea lui maică ta și a lui soră ta în mintea ta, pentru că nu o să mai vezi niciodată, și în felul acesta, zice, să poți să rămână imaginea lor în minte, dar apoi te ajut să scoți ochii. Bine și făcut. Pe la ora 3 dimineața ajunge acasă la maică, sau trezește pe maică, zice, mamă, am venit să te văd pe tine și pe soră mea, zice, pentru că îmi scot ochii, pentru că Dumnezeu mi-a spus să-mi scot ochii, că numai așa pot să fiu plăcut înaintea lui. Max a intrat în panică, l-a văzut cum era deja tot zgâriaș umflat la ochi și l-a sunat pe diaconul pe păstor, și împreună au venit și s-a rugat pentru el până dimineața. M-a sunat pe la 8:30, zice, frate Darius, mi și prieteni, și zice, frate Darius, avem cazul ăsta, zice, neapărat, zice, trebuie să-l aducem acolo. Zic, băgați-l în mașină și aduceți-l la Orșova. Ori ajuns la Orșova undeva pe la ora 12, i-am așteptat la biserică, ne-am rugat împreună și la un moment dat, înainte să ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze în dreptul lui, am zis, bă, prietene, tu până la urma urmei, spune-mi, te rog frumos, cum este viața ta? La care a început el să se justifice, să spună anumite chestiuni, știi că eu așa cred că merge oricum, că Dumnezeu e dragoste, că Dumnezeu nu știu ce, și mi-am dat seama cât de mult era poluată mintea lui și cât de mult diavolul a avut acces la nivelul minții sale. Pentru că puțin compromis nu face altceva decât de descalifică mai devreme sau mai târziu. Ascultați-mă, nu ne trebuie o tonă de păcate să avem în viața noastră. Un singur lucru poate să te descalifice. Aduceți-vă aminte că Adam și cu Eva au fost scoși din prezența lui Dumnezeu pentru neascultare. Aduceți-vă aminte că Moise n-a mai văzut țara făgăduinței datorită faptului că n-a ascultat de Dumnezeu. Aduceți-vă aminte că Acan, pentru că a furat și a mințit, n-a făcut altceva decât el și toată casa lui au fost descalificați. Pentru că un singur lucru poate
să te descalifice pentru totdeauna. De aceea noi suntem oameni care nu căutăm să trăim în compromis. Bineînțeles că stând de vorbă cu el și ajutându-l să elimine toate acele tipare de gândire care îl descalificau și alte lucruri, a acceptat adevărul și Dumnezeu a fost acela care a lucrat într-un mod deosebit în viața lui și astăzi este bine și este unul dintre liderii de la noi, de la biserică, un departament de care se ocupă. De ce? Pentru că Dumnezeu a fost acela care a lucrat în mila sa, binecuvântat să fie numele Domnului. Dar vedeți, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este acela care ne ajută totdeauna să eliminăm orice lucru din viața noastră. De aceea avem nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Uitați-vă ce spun oamenii aceștia când Petru vine și vorbește, zice, pocăiți-vă. N-or sta să spună, auzi, n-ați putea pe noi să ne botezați cumva așa noaptea, să nu ne vadă nimeni. Să ne botezați acolo, zice, în vană, să nu mă vadă absolut nimeni. Păi mă, dacă te botez, Biblia spune că botezul nu te curățește de păcate, dar este mărturia unui cugecurat care a fost pe la de păcate și nu face altceva decât mărturisește în fața marturilor văzut și nevăzut că Iisus Hristos este Domnul vieții tale. Amin. Înseamnă că nu te rușinezi de Hristos. Înseamnă că l-ai acceptat pe Iisus Hristos ca Domn și ca Mântuitor. Oamenii aceștia, vedem pocăința lor autentică. Felul în care au venit la Petru și la apostol și au spus, știți ceva? Facem ceea ce trebuie să facem. De ce? Pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu era acolo și ajuta să facă ceea ce trebuiau să face, să facă ei, slăvit să fie numele Domnului. Vedeți, cel de care ai nevoie și cel de care am nevoie în viața mea de zi cu zi este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care ne ajută să putem să ne împotrivim împotriva păcatului și să rămânem în picioare și să fim oameni care nu toată ziua să venim înaintea Domnului, Doamne, te rog, mai iartă-mă pentru cutare, iartă-mă pentru cutare, ci să trăim și să mergem din putere în putere și să fim oameni care să putem să facem o diferență în generația noastră. Doamne, ajută la lucrul acesta. Și un al treilea lucru și un ultim, ceea ce vedem din cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta, ceea ce Duhul Sfânt al lui Dumnezeu mai face și a făcut în viața oamenilor acestora. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că oamenii aceștia, după ce au fost luminați, după ce au început să aibă ajutor din partea Duhului Sfânt să se poată împotrivi și să pocăiască de toate lucrurile, oamenii aceștia au început să se sfințească înaintea lui Dumnezeu. Vedeți, am cântat despre sfințirea și despre sfințenia lui Dumnezeu. Însă mulți dintre noi, lucrul acesta este doar un lucru tabu, despre care doar cântăm și vorbim, fără să-l mai experimentăm, fără să ne dăm seama că de fapt ceea ce avem nevoie într-o vreme ca și aceasta este generația noastră să fie o generație sfântă. Amin. O generație sfântă. Amin. N-a zis toți amin? Știu că nu ne place termenul ăsta, să ne sfințim. A, păi frate, dar cine mai poate să fie sfânt în generația secolului 21? Știi cine? Copiii lui Dumnezeu. Amin. Asta nu este o opțiune. Este o poruncă dată de Dumnezeu. Încă de la început, când Dumnezeu și-a ales poporul său, Biblia ne vorbește că la un moment dat, în Levitic, capitolul 20, versetul 26, Dumnezeu vine și vorbește poporul evreu și spune în felul următor: voi să-mi fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Eu, Domnul, v-am pus deoparte dintre popoare ca să fiți ai mei. Dumnezeu, la un moment dat, când scoate poporul lui Dumnezeu din Egipt, îi scoate din mijlocul a 6 diferite popoare. Egiptenii erau în apogeul puterii din toate punctele de vedere, dar mai erau acolo sirienii, babilonienii, cananiții, persiții, sirienii și egiptenii, 6 diferite popoare, 6 este numărul omului și Dumnezeu își face al 7-lea popor al său care să reprezinte pe Dumnezeu și știți că 7 este cifra lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu le vorbește, spune în felul următor: voi trebuie să fiți diferiți de celelalte popoare. De ce? Fiecare popor era reprezentant de Dumnezeul său. Fiecare Dumnezeu era venerat în mijlocul poporului respectiv. Fiecare om și femeie trăiau după felul în care acei Dumnezeu trebuia să fie venerați și glorificați și le aduceau închinare. Când Dumnezeu îi alege pe evrei și când alege poporul său, îi pune deoparte și spune: voi trebuie să fiți diferiți de celelalte popoare, pentru că eu sunt un Dumnezeu sfânt. Adică voi nu mai trebuie să trăiți după legile lor, voi nu mai trebuie să trăiți după îndemnurile lor, voi mai trebuie să fiți ca și ei, să faceți lucrurile ca și ei, ci voi trebuie să fiți diferiți. Aduceți-vă aminte că la un moment dat tot Petru vine și spune în 1 Petru capitolul 1 versetul 15: ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți când?
în toată purtarea voastră. Asta înseamnă și luni, mâine când mergem la școală, asta înseamnă și mâine când mergem la lucru, asta înseamnă și acasă, asta înseamnă și pe stradă, asta înseamnă și la magazin, asta înseamnă în fiecare zi trebuie să fim așa cum îi place Domnului. Doamne, ajută la lucrul acesta. Când vorbim despre sfințenie, trebuie să înțelegem despre ce vorbim. Pentru că termenul sfințenie, știu că este un termen destul de greu și complicat pentru noi și foarte mulți dintre noi este greu să-l digerăm, tocmai datorită faptului că nu l-am înțeles. Dar când vorbim despre sfințenie, trebuie să înțelegem că vorbim despre separare, să ne punem deoparte pentru Dumnezeu. Tocmai datorită faptului că facem parte din împărăția lui Dumnezeu, trebuie să fim oameni care să căutăm sfințirea. Aduceți-vă aminte ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Evrei capitolul 12 versetul 14. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Pentru că n-ai să-L vezi pe Domnul nici aici, dar n-ai cum să-L vezi pe Domnul nici în lumea cealaltă, doar în ziua judecății, dacă nu căutăm sfințirea. Adică dacă nu ne punem deoparte pentru Dumnezeu, dacă nu alegem să ne punem deoparte pentru Dumnezeu, dacă nu facem ca Duhul Sfânt, nu lăsăm ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne ajute să putem să ne sfințim, la fel ca și păcatul. Sfințirea este o misiune imposibilă pentru noi, dacă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu lucrează în viețile noastre. Dar când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu lucrează în vieții noastre, automat o să începem să ne punem deoparte pentru Dumnezeu. Pentru că sfințirea nu înseamnă doar separare de păcat, ea mai înseamnă și să începem să urâm păcatul, să începem să atacăm lucrurile care nu sunt bune în viețile noastre, să le smulgem afară. Dar sfințenia mai are și o altă conotație. Ea este să ne separăm nu doar departe de lucrurile acestea, ci să ne separăm pentru Dumnezeu. Ceea ce în seara aceasta se întâmplă în locul acesta, aici la poarta cerului, este sfințirea în care fiecare dintre noi am început să progresăm. Pentru că sfințirea are de-a face cu poziționarea pe care noi avem. Atunci când venim la Hristos, este sfințirea acea pozițională în care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne spală, ne curățește. Dar începând din momentul în care devenim copiii lui Dumnezeu, trebuie să existe o sfințire progresivă în viețile noastre, în care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne ajută să ne putem sfinți viețile în fiecare zi, ca să semănăm mai mult ca Hristos, să umblăm ca și Hristos, să vorbim ca și Hristos, să arătăm ca și El, să fim oameni care să facem o diferență cu un caracter nobil, pentru că asta înseamnă sfințirea. Domnului să ne ajute la lucrul acesta. Încă o dată, când vorbim despre sfințire, nu ne place, fără să ne dăm seama că de fapt sfințirea este ceea ce trebuie să ne caracterizeze în generația secolului 21. Puneți întrebarea aceasta: cât de sfânt ești pentru Domnul în umblarea ta, în acțiunile tale, în faptele tale, în lucrurile pe care le faci în fiecare zi? Cât de mult te pui deoparte pentru Domnul? Pentru că a te sfinți, am învățat în seara aceasta, cu o altă conotație este să te pui deoparte pentru Domnul. Dar știi ce mai înseamnă să fii sfânt? Să fii disponibil la adresa lui Dumnezeu. Să fii disponibil. Noi ne place când ne rugăm ca Dumnezeu să ne asculte și vrem ca 24 de ore Dumnezeu să fie acela care să ne asculte când noi strigăm către El, și așa este. Lăuda să fie numele Său. Pentru că este singura entitate care timp de 24 de ore în fiecare zi are compasiune, are milă, are îndurare față de noi și este acela care este cu noi, binecuvântat să fie numele Domnului. Dar noi, dacă aparținem lui Dumnezeu și suntem copii, fiice și fiii al lui Dumnezeu, noi trebuie să fim oameni care să fim disponibili la adresa lui Dumnezeu. Noi trebuie să fim oameni care să începem să petrecem timp împreună cu Dumnezeu, în cântare, rugăciune, studierea Scripturii. Să fim oameni care să alegem de bună voie să ne punem deoparte pentru Dumnezeu. Dar pentru asta avem nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru că din propria noastră inițiativă și din natura noastră umană nu o să avem niciodată dorința ca să facem lucrul acesta. Nu vedeți cum suntem? Începem să citim Scriptura și adormim cu ea pe piept. Nu? Dacă te uiți la un film, poți să te uiți 2 ore liniștit, la un meci 4 ore. Dar când e Scriptura, dintr-o dată parcă ți se îngreunează ochii, nu? Parcă nu mai începi să cași, parcă nu mai... De ce? Pentru că este o luptă. Nu vi s-a întâmplat de multe ori să vă rugați, nu? Și să începi dintr-o dată să te trezești că ai adormit acolo pe genunchi. Eu într-o seară eram acolo pe genunchi și m-am speriat de sfărâitul care deja am început să-l am. M-am nervat așa, iară tare, și am zis, știi ceva, dacă mă biruiești pe genunchi, nu am nicio problemă, că am început să umblu în casă. Și de multe ori mă iau și mă duc așa și în timp ce mă duc, mă pun și mă rog și mă rog într-una. De ce? Pentru că îmi dau seama că am nevoie de rugăciune. Îmi dau seama că fără de rugăciune nu pot să fac absolut nimic. Îmi dau seama că dacă vreau ca cerul lui Dumnezeu, ceea ce se întâmplă în cerul lui Dumnezeu să fie
aici pe pământ, am nevoie să mă rog. Pentru că dacă nu ne rugăm, cerul lui Dumnezeu niciodată nu va veni aici pe, la noi pe pământ. De aia Mântuitorul Iisus Hristos ne-a învățat rugăciunea Tatăl nostru, precum în cer, așa și pe pământ. Dar dacă pământul nu se roagă ca cerul lui Dumnezeu să coboare, ascultați-mă bine ce vă spun, chiar dacă voia lui Dumnezeu este extraordinară cu privire la noi, nu o să se întâmple prea multe tocmai datorită faptului că nu ne rugăm. De aceea în seara aceasta o să vă provoc pe fiecare dintre noastre să venim înaintea Domnului și să înțelegem că trebuie să fim o generație sfântă, o generație care să ne apropiem de Dumnezeu mai mult și mai mult, dar pentru aceasta avem nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, pentru că fără de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu ne vom putea sfinți niciodată. Aduceți-vă aminte că Dumnezeu Tatăl este un Dumnezeu sfânt, Domnul Iisus Hristos este un Dumnezeu sfânt, Duhul Sfânt îi poartă numele, este Duh Sfânt și El este sfânt, dar și îngerii lui Dumnezeu. Biblia ne vorbește în Matei capitolul 25, versetul 31, când va veni Fiul Omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, și îngerii lui Dumnezeu sunt sfinți. De aceea și noi ca și copii al lui Dumnezeu trebuie să fim oameni care să fim sfinți, care să trăim pentru Dumnezeu. Și mă rog ca Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi la lucrul acesta, pentru că încă o dată, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. 1 Tesaloniceni capitolul 4 versetul 3. Este voia lui Dumnezeu, sfințirea noastră, fiecare dintre noi să fim oameni care să alegem să ne punem deoparte pentru Domnul. Una dintre lucrurile care m-au impresionat zilele acestea este trezirea din Statele Unite. Probabil că unii dintre voi ați văzut ce se întâmplă în Kentucky. În Kentucky de aproximativ 13 zile, niște tineri care s-au închis într-o cameră la campusul unde ei sunt, au început să se roage. Din momentul când a fost acel cutremur în Turcia. Și în Asbury este o universitate creștină pentecostală. Și tinerii de acolo au început să se roage. Prezența lui Dumnezeu a început să invadeze locul acela datorită rugăciunilor lor. De 13 zile nu se ține nicio clasă, pentru că toți studenții sunt angrenați în campusul acelei universități în rugăciune. Dar nu doar atâta, au început să vină oameni de peste tot din America. Este coadă de un kilometru, stau la rând ca să poată să vină să petreacă rugăciune câteva momente în campusul respectiv. Au început să vină oameni de pretutindeni și acolo unde stau în coada aceea de kilometru și așteaptă să vină rândul să intre și ei în biserică. Prezența lui Dumnezeu îi copleșește. Și unul dintre cei care au fost acolo, unul dintre ei a fost un coleg cu mine la seminar în America, și Eric Gilmore spunea despre felul în care Dumnezeu lucrează acolo în zona aceea. Era ploaie și ploia torențial. Stăteau cu umbrelele la coadă ca să poată să intră, să petreacă timp acolo. Dar el spunea în felul următor: ceea ce m-a marcat în trezirea aceasta este total diferit de cealaltă treziri, pentru că două lucruri se întâmplă. Unu, oamenii sunt aceia care se pocăiesc, repentance. Și doi, încep să trăiască în sfințenie. Două caracteristici pe care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu le are. Câtă vreme nu există pocăință, dorință de pocăință, câtă vreme nu există dorință de sfințenie, s-ar putea să nu fie Duhul Sfânt în viața ta. Pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu totdeauna ne va îndemna să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, să ne sfințim mai mult, să căutăm fața lui Dumnezeu mai mult, să fim oameni care să lăsăm orice lucru și să fim oameni care să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu. O trezire care de 13 zile a schimbat și a început să schimbe națiunea americană. O trezire autentică pe care Dumnezeu a început să o facă în mijlocul unui campus unde câțiva studenți au început să se roage. Imaginați-vă că noi în seara asta să zicem vreo 600-700 de oameni. Ce-ar putea Dumnezeu să facă cu noi în seara aceasta, când noi ca și copii al lui Dumnezeu am începe să ne rugăm și am începe să invocăm ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să înceapă în primul rând nu să lucreze cu cei de afară, ci să lucreze în viața mea și să-mi aducă convingerea că mai trebuie să schimb anumite lucruri în viața noastră. Pentru că, permiteți să spun și lucrul acesta, m-am săturat ca să trăim o viață emoțională în care plângem bine în biserică și apoi mergem pe ușile bisericii și fiecare dintre noi merge la lucrurile noastre și nu se schimbă nimica.
M-am săturat de predicatorii ăștia care vin numai și ne fac lacrimogene și ne storc lacrimile, dar nu se întâmplă absolut nimica. Pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, când convinge inima cuiva, omul acela începe să se întoarcă cu fața spre Dumnezeu, începe să schimbe agenda, începe să schimbe viața, începe să trăiască altcumva, începe să trăiască în sfințenie. De-aia avem nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru că fără de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, s-ar putea să ne îmbătăm cu apă rece și la finalul vieții tale să mergi înainte Domnului să spune: Domnul, îmi pare rău, ai trăit după termenii tăi, nu după termenii mei, deși ți l-am dat pe Duhul Sfânt al meu, ți-am trimis pe Duhul Sfânt în ajutor, dar ai fost prea înțelept și prea înțeleptă, prea orgolios și orgolioasă, prea mândru și prea mândră ca să accepți că ai nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. În ce postură te afli în seara aceasta? Pentru că un predicator ca și mine care vă vorbește, și cred că și fratele meu este în același sentiment cu mine, am nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dacă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu e cu mine și cu viața mea, în cele mai puține secunde mă duc direct în cap și absolut tot ceea ce Dumnezeu a construit în ani de zile poate să meargă în cap. Dar când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este, El este acela care are capacitatea să mă țină în picioare până la capăt, la fel și pe tine. De ceea ce avem nevoie în seara aceasta, avem nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, pentru că El este singurul care poate să ne dea capacitatea să putem să fim luminați, să putem să trăim o viață de pocăință și să fim oameni care să trăim în sfințenie. Aș dori ca grupul de laudă și închinare să vină aici și o să mai cântăm o dată cântarea pe care am cântat-o și foarte mulți dintre noi am stat indiferenți. Am stat așa și m-am uitat la dumneavoastră și îmi dau seama că și eu de multe ori sunt ca și dumneavoastră și de multe ori parcă nici nu mai mă atinge cuvintele pe care le rostesc când că cântă toată lumea, fără să ne dăm seama câtă putere și câte cuvinte extraordinare sunt în cuvintele pe care noi le rostim. Că vorbim despre Dumnezeu care este sfânt, 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 în vecii vecilor mărit să fie numele Domnului. Aduceți-vă aminte că Isaia era într-un faliment total. Unchiul său Ozia, care în timp de 52 de ani a tronat, a fost cel mai înțelept și cucernic împărat pe care poporul evreu l-a vrut vreodată. 52 de ani a fost biruit niciodată. Strategiile lui militare au fost fascinante în felul în care Dumnezeu l-a călăuzit. La un moment dat moare. Isaia era nepotul lui Ozia. Toată încrederea era în împărat. Și într-o zi merge în curtea împărătească, intră acolo la împărat și își dă seama că împăratul nu mai este pe tron și tronul este gol. Și a început să tremure cum noi de multe ori tremurăm. Când începe îngrijorarea să vină peste vieții noastre, când începe lucrurile să inunde viețile noastre. Și la un moment dat Isaia, dintr-o dată, probabil în mintea lui, zice: Doamne, acum ce o să fie cu Israel? Ce o să fie cu casa mea? Ce o să fie cu copiii mei? Ce o să fie cu mine, Doamne? Și dintr-o dată începe să aibă acea viziune. Când a început să vadă slava lui Dumnezeu care a început să inunde templu și a văzut serafimii aceia care cu două aripi, Biblia spune că zburau, cu două aripi își acopereau fața și cu două aripi își acopereau picioarele și strigau unii către alții, nu făceau altceva decât ziceau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, mărit să fie numele Domnului. Dumnezeul nostru nu este de trei ori sfânt. Unii zic: O, Domnul este de trei ori sfânt. Nu, 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 Dumnezeul nostru în toate atributele sale sunt sfințenie. El este un Dumnezeu sfânt la infinit glorificat să fie numele Domnului. Deci haideți să intrăm în această cântare și haideți să ne ridicăm în picioare dacă nu este prea greu și să venim înaintea Domnului să mai zăbovim câteva momente. Dar aș vrea fiecare dintre noi să ne facem o cercetare și să venim înaintea Domnului să spui: Doamne, cât de plin sunt de Duhul Tău cel sfânt? Doamne, unde sunt, Doamne, pe scara pe care Tu vrei, Doamne, să fiu? Doamne, sunt ceea ce trebuie să fiu? Dacă nu, în seara asta, aș vrea fiecare dintre noi împreună cu noi să venim înaintea Domnului să ne rugăm ca Domnul să ne umple de Duhul Său cel Sfânt. Să fim o generație care să fim caracterizată de prezența lui Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt. O generație prin care Dumnezeu să-și facă numele de slavă și cred din toată inima că Dumnezeu va face lucrul acesta. Haideți să intrăm în această cântare și totodată intrăm și în rugăciune. Ne rugăm ca Domnul să-și facă numele de slavă și stăm la dispoziția Domnului încă câteva momente ca Domnul să lucreze și Domnul să atingă de noi. Haideți să închidem ochii, ne desconectăm de orice lucru și lăsăm ca slava lui Dumnezeu să inunde viețile și sufletele noastre, iar Domnul în seara aceasta, El să-și facă numele de slavă. El este Dumnezeul tău, El este Dumnezeul meu, El este gata să lucreze în dreptul tău și este gata să atingă de tine, de nevoile tale, de problemele cu care tu te confrunți. Pe El este Dumnezeul lăudat să fie numele Său.